Este vorba despre terenurile neocupate la ora actuală în zona liberă, care astfel devin mai atractive pentru investitori. Acestea vor fi puse la dispoziția firmelor ce vor să activeze în zona liberă, firme cărora li se oferă o facilitate atractivă. Acest mecanism de neplată timp de 6 luni a redevenței vine tocmai pentru a atrage cât mai multe societăți în zona liberă, întrucât vedem că din 2007 aceste facilități au încetat să mai existe și a fost foarte greu de a oferi facilități de către primărie pentru zona liberă. Tocmai în acest motiv am hotărât noi să luăm un pic taurul de coarne, ca să spun așa, pentru a veni în sprijinul firmelor. Facilitățile vor fi puse la dispoziție începând cu luna viitoare, după ce conducerea zonei libere elaborează și obține aprobarea pentru un proiect de hotărâre ce va modifica contractul cadru ce va fi impus firmelor investitoare. În această perioadă de 6 luni, practic, tehnic, el va depune ca și garanție, pentru că nu ne putem trezi cu niște samsari de teren care să vină să blocheze terenurile în zona liberă pe o decizie care a fost dată, că sunt mulți oameni care au astfel de inițiative în zilele noastre, vedem. Și atunci, timp de 3 luni de zile, operatorul economic va depune, pentru că, pornind de la premisa că este un operator cu o poziție materială cât de cât solidă, care vrea să facă o investiție și serios, tocmai de asta îi vom percepe o garanție de 3 luni de zile pentru redevența pe acest teren, urmând ca după 6 luni să-i deblocăm garanția sau să-i oprim în continuare pe măsură ce trece perioada. Dar timp de 6 luni de zile, el nu va fi practic taxat cu nimic din partea zonei libere. Repet, nu este afectat sub nicio formă bugetul. În zona liberă, Giurgiu activează aproximativ 20 de firme mari, dintr-un total de peste 100 de firme care s-au stabilit aici, firme care au creat peste 2500 de locuri de muncă.